Haideți să vedem pe unde mai merge Connie. Astăzi, Connie merge la fermă. Cărticică din colecția prietena mea Connie de la editura Casa. Se audă un zgomot la cutia poștală. A venit o scrisoare de la prietena mamei, Greta. Ea locuiește cu familia la o fermă și le scrie despre oi și capre, vaci și pui, porci și iepuri. Scrisoarea se încheie cu o invitație: vă aștept la noi. Mergem acolo, te rog. Connie este nerăbdătoare. Vom merge în următoarea noastră vacanță, promite mama. Connie țopăie de fericire, iar mama se apucă imediat să-i scrie Gretei. În sfârșit, a venit și prima zi de vacanță. Connie și mama iau trenul spre ferma Gretei. Tata nu le poate însoți, el trebuie să meargă la serviciu. Connie are locul la fereastră și privește curioasă afară. Prin fața ochilor ei trec case, ferme, copaci, câmpuri galbene și verzi. Pe o pajiște, Connie descoperă vaci albe cu pete negre și cai, iar acolo se văd oi. Călătoria nu durează mult, ele ajung curând la destinație. Soțul Gretei se numește Philip. El le ia pe mama și pe Connie de la gară. Greta și fiica ei, Anca, le așteaptă afară. Anca și Connie au cam aceeași vârstă. Ferma este o casă frumoasă, veche, cu schelet din lemn și un hambar. Lângă graj se află o grămadă mare de gunoi. Muștele bâzâie deasupra gunoiului, țânțarii dansează în soare, miroase a grajd și a praf. Acesta este aerul sănătos de la țară, spune mama. Connie strâmbă din nas și îl mângâie pe câinele Bobo, care dă din coadă și îi sare în brațe. Connie vrea să meargă de îndată să vadă animalele. Anca îi arată curtea. Grajdul viitelor este gol. Numai pisica Mini se întinde la picioarele lui Connie. Vacile sunt la pășune. În cotețul porcilor stă o scroafă grasă lângă 8 purcei mititei roz. Arată ca purcei de marțipan, strigă Connie, care nu se mai poate îndura să plece de lângă ei. Anca o duce pe Connie să vadă iepurii. Cele două fete hrănesc iepurii cu frunze de păpădie și salată. Când unul dintre ei o adulmecă pe Connie, îi gâdilă degetele cu mustățile. Apoi fetele merg să vadă vițelul, aflat pe izlazul de lângă grajd. Connie își fură degetul în castronul cu lapte de lângă gard și întinde vițelului. Acesta îi suge degetul cum ar face un bebeluș cu biberonul. Dincolo de gard, câteva rațe înnoată în iaz. Gâștele merg legănat pe pajiște, iar puii scurmă pământul și ciugulesc iarba. Mai departe, câțiva porci caută curâtul în noroi. Connie sare gardul, vrând să mângâie un pui, dar puii fug de ea. Reușește să mângâie doar o găină grasă, dar iată, cocoșul cel mare vine cu aripile întinse și pliscul căscat spre Connie. Connie se sperie și o ia la fugă. Plosc! Alunecă în noroiul în care se bălăcesc porcii. Aceștia sunt plini de noroi, iar acum Connie arată la fel ca ei. Apoi, Connie și Anca merg la stână. Pe pajiște pasc multe oi, o capră și doi iezi. Connie hrănește capra cu iarbă, apoi mângâie iezii. Dar capra vrea mai multă mâncare și o tot înghiontește cu botul pe Connie. Chiar stă sluș pe picioarele din spate. E așa de caragioasă. Oile au blană moale și pufoasă. Dar lui Connie se pare că blana lor seamănă un pic și cu un păr nespălat. A doua zi, Connie merge cu tractorul împreună cu Anca și Philip. Îi se pare distractiv. Connie e cocoțată sus, simte adierea vântului și se zgâlție încet. În timp ce Philip ară câmpul, Anca îi arată lui Connie locul ei secret din șură. Aici miroase vară și poți să te rostogolești cât vrei în fân. Deodată, cele două fetițe aud un mieunat. În fân se hârjonesc 5 pui de pisică. Connie vrea să ia unul în brațe, dar Anca îi spune că pisicii nu o să-i placă asta. A venit vremea mulsului. Connie o urmărește pe Greta cum spală ugetele vacilor și le conectează la aparatele de muls. Laptele curge prin tuburi într-un vas uriaș. Greta mulce o văcuță cu mâinile, vrând să le arate lui Connie și mamei ei cum se procedează. La început, Connie nu îndrăznește să se apropie prea mult de vacă. Ei se pare prea mare. Dar Greta îi spune că vacile nu sunt periculoase. Nu e ușor să apeși și să tragi de uger, dar în același timp ca să iasă laptele. În cele din urmă, cu ajutorul Gretei, Connie reușește. Desigur, Connie vrea să guste laptele proaspăt muls. Este mult mai gras decât cel de acasă, constată ea. Connie este la fermă de o săptămână, a ajuns să cunoască toate animalele, iar Anca a devenit o prietenă adevărată. Dar chiar și cea mai frumoasă vacanță are un sfârșit. Connie și mama trebuie să se întoarcă acasă.
însă Connie nu prea vrea să plece de la fermă. Philip îi promite să o ducă la gară cu căruța, cu coviltir. Dori, iapa prietenoasă, este dresată, iar Connie are voie să stea în față și să țină hățurile. În semn de rămas bun, Greta i-a pus la pachet pâine de casă, șuncă și cârnați și toate ouăle pe care Connie le-a adunat de la găini în acea dimineață. Acasă, Connie mănâncă foarte bine la micul dejun. Toate au un gust bun de la aerul sănătos de țară, spune ea.